Ce faceți? Qu'est-ce que tu fais? Am adunat și eu puterile epizoade astăzi ca să fac un video. Am vrut să-l fac exact atunci când am văzut că a apărut în urmă cu vreo 2 săptămâni. Da, nu știu, tot am lăsat, tot m-am gândit să fac, să nu fac. Și cumva m-am decis să fac. Știți? Nu că mi-e frică de omul ăsta, pastor, ce mai ești, măi omule, nu. No, mie nu mi-e frică de voi, că ați reușit să manipulați pe o scară foarte largă mulți creștini, adică persoane care se numesc și se cred creștine, e partea a doua, dar vedeți voi că nu toată lumea se lasă manipulată, știți? Adică eu una nu mă las. Video de astăzi are legătură cu Mr. Pastor și ce mai e el. Poate mulți dintre voi ați auzit despre el, adică, mă rog, mai exact. Video o să aibă legătură cu păstorică Cristian Ionescu. Ce salut, mister! Pe acolo, prin America, prin în vârți, prin ești tu. Am văzut și un material apărut în mediul online, pe platforma YouTube, unde așa zisă domnia voastră, ați făcut niște afirmații și cumva eu, așa, în nedumerirea mea de persoană atei care îți știi, îți zic de pe acum că sunt atei în cazul în care n-ai auzit până acum despre mine, nu că ar fi trebuit să auzi, da, n-au zic și eu numai, m-am gândit, oare cum se poate ca un creștin, pastor penticostal și cine știe ce funcție mai aveți voi pe acolo să vorbească asemenea chestii sau să prezinte o situație într-o așa natură, adică nu se putea altfel, mă întreb și eu. Eu nu m-am întrebat, știi? Nu. No. Acum, mă adresez publicului care mă urmărește. În cazul în care vedeți că îmi dispare video ăsta, să știți că persoana care deține canalul ăsta, dacă cumva influențată de pastorul ăsta, Cristian Nescu, să mă reclame că le fur materialul, știți ce urmează. Da, o să-mi dispară video. Eu o să înștiințez YouTube-ul că nu e adevărat și pe urmă o să-mi dai dreptate. Sau ne vedem la instanță. Bine. Domnule pastor Cristian Ionescu, în cazul în care contactați persoana care deține canalul ăsta de YouTube de pe care o să iau eu, adică de unde iau eu video ca să le arăt oamenilor să justific ceea ce spun, adică trebuie să evaluăm, să analizăm, să criticăm, da? Și pentru asta trebuie să folosesc materialul. În cazul în care vrei să suni persoana respectivă, că nu, voi sunteți foarte influenți, voi aveți putere. Voi puteți să băgați groaza în oameni. Mitali ai zis așa, frate. Mitali ai zis așa. Și imediat o să demonstrez. Nu, și ținând cont că puteți să băgați groaza în autorități, ce v-ar opri să băgați groaza în mine? Care să avem pardon. Eu pe lângă autoritățile de acolo, de unde stați voi, de prin America, eu sunt fix un gunoi, știi? Că oricum, mă rog, nu sunt nici creștină, sunt atee, sunt fată. E cum e mai rău pentru o persoană de genul meu să se adreseze public împotriva voastră, știi? Mai bine sunt împotriva ta. Eu n-am nimic cu creștinii penticostali, nu, nu. Am ceva cu voi ăștia, cu capii ăștia care deja am impresia că deveniți un fel de mafie, știi? Bun. Deci, în cazul în care vrei să contactezi persoana, că știi, reclamă pe Naomi cu fura materialul și nu știu ce, n-are rost, că o să depun contranotificare. În cazul în care vă place să ne vedeți, adică să ne vedem în instanță, că văd că vă plac chestiile de genul, abia aștept. I'm looking forward for this, frate, că văd că știi și limba engleză. Yes? Looking forward to that. To shake your hand in the court. Ok? No problem. Bun. Acum, video respectiv pe care vreau să vi-l arăt, îi aproape de 8 minute. O să las să meargă în continuu, fără întrerupere, 6 minute, 6 minute și 15 secunde. O să vă rog frumos pe toți să fiți foarte atenți, pentru că după aia nu, dacă tot pun stop și comentez, pun stop, cumva să duce esența mesajului transmis. Iar eu nu vreau să întrerup chestia asta. Vă rog frumos, cum vă roagă și pastorii și popcii voștri, să fiți culoarea minte. După 6 minute și 15 secunde aproximativ, pun stop, intervin cu critica mea, care o să fie foarte mult bârfită și, știu eu, batjocorită de mulți, dar de asta nu mai pot eu. Și pe urmă o să mai dau play la încă 2 minute, care alea cireașa de pe tort, vorba vine. Și o să critic din nou. Eu sper să mă limitez cu video ăsta la o jumătate de oră, că știi cum e, frate, pastorii Cristian Ionescu? E cam greu când ești femeie, știi? Mai o menstruație, mai o alta și e cam greu, frate. E cam greu, știi? Că nu. No.
N-avem voie să folosim morfină dacă ni simțim rău. Știi, frate, că vezi, mitali, mai sunt femei care se simt tare rău la menstruație. Sau nu știi ce înseamnă menstruația, frate? Ciclu. Știi? Ciclu, frate. Sunt unele femei, și eu sunt femeie, adică sunt fată, care întâmpină probleme extraordinar de mari în perioada menstruației. Și unele mai au nevoie de morfină. Eu am fost dusă cu ambulanța personal să o veni după mine, era să rămân paralizată de la dureri de menstruație. Frate pastor, știi ce zic? Și mi s-a administrat morfină. Acum mă gândesc, Doamne și ferește, sau cum spui mitali în video ăsta, să te ferească Dumnezeu. Să fii creștin, să fii femeie, să fii penticostală și să ai de sunat pastorul să-l întrebi, am voie să accept morfină de la spital, că vezi tu că morfina cumva e considerată păcat de către voi. Interesant că e considerată păcat, dar faptul că mergeți și apelați la tot felul de tertipuri și acțiuni, alea nu-s păcat. E foarte interesant cum încadrați voi păcatele, știți? Știi, frate pastor, Cristian Ionescu, știi? Nu? Că morfina e un fel de drog. Cannabisul e un fel de drog. Eu aici nu vreau să insinuez și nici să vorbesc așa cu apropo, că eu mă exprim foarte direct, cel puțin încerc să fac asta. Nu e ca și cum încurajez consumul de droguri, dar să nu uităm că de multe ori drogurile joacă un rol important în viața oamenilor. Atunci când viața lor se zbate, când omul se zbate între viață și moarte, da? Ce facem? Nu dăm deslegare că suntem pastori? Dar dăm deslegare la alte prostii și destrăbălări. Interesant, interesant. Dau play acum. Sper să rezist o jumătate de oră și sper să nu mă întind mai mult de o jumătate de oră, că mie cam nu-mi prea iesă, frate, știi? Eu tot timpul zic că mă registrez mai o jumătate de oră, da? Ba, fac o oră, ba, oră jumătate. Numai cam nu mă țin nici puterile, știi, frate, că nu. Morfină n-am, încă n-am sunat după ambulanță, sper să n-am de sunat, dar de rău mă sunt rău, știi, frate? Cu ultimele puteri pe care le am pe ziua de astăzi, deși abia au început ziua, mi le storc aici cu tine, frate. Mi le storc pentru că eu când te-am auzit ce ai spus, nu mă așteptam de la tine. Nu mă așteptam de la mitare. Te-am urmărit în mediul online, te urmăresc de ceva vreme. Mi s-au mai părut unele videouri ca fiind exagerate pentru un creștin penticostal, dar am zis, lasă de pace, că stați care exagerează mai mulți. El e ok, cumva, știi? Dar nu, nu, frate, nu. Nu, și dumneata, ca și Cristi Bohariu, pastorul ăsta din România, mi-ați creat numai niște iluzii de creștini. Adevărați, vorba bine. Că voi jucați teatru, voi jucați fotbal cu Biblia lui Dumnezeu. Eu zic așa pentru că voi credeți în Dumnezeu. Eu nu cred. Dar cred că mai păcătoși sunteți voi decât mine, că eu măcar nu cred și automat nu hulesc. Nu, adică, deci dacă nu crezi, nu poți să comiți un rău. Nu, adică sunt niște chestii aici. Nu înseamnă că dacă eu vorbesc despre întrebările pe care le am, dacă le adresez publicului, dacă interacționez cu publicul, nu înseamnă că eu hulesc pe Dumnezeu, cum mă acuzați. Nu. Însă voi ați luat Biblia aia și ați făcut o minge de fotbal. Încă mai rău. Din minge de fotbal ați tăiat-o, ați pintecat-o și ați făcut bile de biliard. Dați când încolo, când încolo, când încolo, când încolo, când în România, când în Europa, când internațional, când pe unde vreți voi. Mingi de biliard, biluță de biliard ați făcut din Biblia lui Dumnezeu. Dacă chiar există Dumnezeu, voi o să fiți trași la răspundere mai grav decât mine. Mai grav decât mine. Haideți că-i dau play, că apoi trebuie să-l critic. Ascultă aici, frate, ce aberații, oricum niște aberații mai mari nu se poate. Ascultați-vă frumos, oameni buni. 6 minute. Avem din nou o luptă deosebită în fața noastră. Așa, după cum am anunțat în vara trecută, oficialitățile, conducerea de la zoning, de la Village of Niles, a hotărât să micșoreze distanța de la locașuri de cult, biserici, instituții, cum sunt școlile, până la un dispensar de droguri, că acum le zice cannabis. Cannabis. Ce e cannabis? Droguri. Droguri. De la 1000 de fiți la 200 de fiți. Motivul este, știți că pe Caldwell, pe Tui, sunt mai multe biserici. Este Biserica Betania, este Biserica Logos, este Biserica City Line, este Școala Logos și este Biserica Ortodoxă. Și pentru ca să placeze pe colț, acolo unde era restaurantul, un dispensar de cannabis, au făcut harcea-parcea legile și au dat acest easement, această posibilitate să deschidă acolo un dispensar.
Am fost împreună cu o mulțime de frați și surori la Village of Niles atunci când au luat hotărârea. Ne-au dat cuvântul, au profitat de faptul că suntem mulți și ne-au dat cuvânt câte un minut. Ne-au ciopărțit pe toți. Fiecare vrea să zică ceva într-un minut, într-un minut te ciopărțeau. Au venit vreo câțiva suporteri acestei decizii și la sfârșit ne-am trezit că decizia era deja făcută înainte. Ei ne-au chemat acolo doar pentru un spectacol ca să ne spună că avem democrație. N-au ținut cont de biserici, n-au ținut cont de cei care au luat cuvântul în numele bisericilor, n-au ținut cont de cei ce locuiesc acolo. După cum bine știți, eu locuiesc în Niles chiar la un minut de zona respectivă, nici atât. Și au decis să schimbe legile și limitele. Împreună cu comunitatea română ne-am hotărât să protestăm. Și la ieșire aveți Romanian Tribune, ziarul românilor din Chicago și nu numai. Fratele Steve Bonica a publicat informații cu privire la lucrul acesta, inclusiv avem 4 candidați. Pe data de 4 aprilie sunt alegeri în Niles. Avem 4 candidați care sunt împotriva acestui dispensar. Au promis că schimbă înapoi regula. Și dacă sunt votați, nu se va face acolo dispensar. Veți avea numele lor, informațiile lor. Dumnezeu poate să facă această schimbare. Deja cei care sunt pe funcții și care ne-au pălmuit au intrat în panică, au început să ne contacteze. E prea târziu. În afară de faptul că se adună mâine și schimbă legea, și atunci dăm din numer că sunt oameni care nu putem avea încredere. Avem câteva zeci de familii din biserica noastră care locuiesc în Niles. Vă rugăm să votați și vă rugăm să țineți cont de recomandările ziarului Romanian Tribune. În al doilea rând, este foarte posibil, sâmbătă înainte de alegeri, să facem un protest, atât acolo unde urmează să fie dispensarul, cât și acolo unde este Village of Niles. Și apelăm la tineri să ne mobilizăm până atunci și chiar cu adulți să mergem și să facem un protest în acea sâmbătă. Pentru că nu putem lăsa lucrurile acestea. Știți cum este? Ei pot să-și facă dispensare unde vor. Chestiunea asta este o metodă de a ne da palme și a ne băga degetele în ochi și a veni lângă noi să ne arate că nu contăm. Știu că dacă ne mutăm cum ne-am mutat noi aici lângă magazinul ăsta de aproape, ne-am asumat să ne mutăm lângă, dar să-i ferească Dumnezeu să tușească odată și să închidă storul ca doar nu mai are loc lângă noi. Că e lege. Trebuie să fim uniți ca și comunitate. În primul rând, noi reprezentăm, vom reprezenta familiile noastre, din biserica noastră, care locuiesc în Niles. În al doilea rând, frații noștri, comunitatea evanghelică, care este asaltată de acești obraznici. Cum vă simțiți să vină copiii și să treacă pe lângă dispensar de droguri? Dumneavoastră veți spune, păi și în alte părți poate să fie și să treacă pe lângă ele. Am înțeles. Vrei să vezi firma de la droguri și primul lucru când intri și când ieși din biserică să te întâlnești cu ea. Nu este prea plăcut și prea confortabil. De aceea apelez la dumneavoastră, luați ziarul la ieșire, uitați-vă peste el și împreună să facem tot ce depinde de noi ca acest lucru să nu rămână în picioare, această decizie să nu rămână în picioare. Bun.
Aici am pus stop. O să comentez, sper să nu scape nimic și pe urmă îi mai dau play la câteva minute, adică alea mai bombă ca asta. Deci, dumneata, pastore, și ce mai ești pe acolo, artific, de care ești? Ai zis foarte multe, nu știu, nu știu, așa de multe, ai zis, mi-e sper să nu scape niciun. Cumva ți-ai permis să faci autoritățile de acolo, din Chicago, din America, să le faci obraznici. Nu? Că așa ai zis, să nu permitem acestor obraznici. Adică instituțiilor de acolo, guvernului de acolo. Da? Acum, să-mi dăm voie să te întreb, știi? Că îmi dai că oricum eu te întreb, știi? Că-s și eu nedumerită. Că nu, n-am cum să nu fiu. Cine la cine s-o dus în țară? Americanii au venit în România sau dumneata? Și voi toți ăștia care instigați la ură, asta faci dumneata, eu asta am văzut, că instigi la ură. În loc să informezi din față, dumneata dezinformezi. Pentru că, după cum bine s-au auzit, și sper că oamenii au fost cu lor aminte, dumneata ai treabă și cu magazinul de lângă biserică. Nu? Sau am înțeles eu greșit? Te rog frumos, pastore, zi, m-am înțeles eu greșit că ți-am zis, nu mă sunt bine. Îs la ciclu, la menstruație, nu mă sunt bine, știi? Nu mă prea pe focus, știi? De cumva mi-o scăpat. Dumneata ești deranjat și de magazinul de lângă. Deși magazinul a fost acolo înaintea lumii tale, înaintea bisericii voastre. Dar nu, dumneata ai zis că de cumva ați strănut odată sau tușăști odată, nu mai au ce căuta lângă voi. Ce-o însemnat asta? Ție, de fapt, frate, nu-ți convine de nimeni. Te întreb, cine, la cine s-o dus? Americanii în România și pun reguli și de toate? Sau voi, românii, în America? Cine, la cine s-o dus? Pastore Cristian Ionescu. Ungurii în România sau românii în Ungaria? Cine, la cine? Cu tot respectul. Te întreb, care oricum nici nu mai am, știi? Că deja deveniți, știi? Tu îi faci pe ei obraznici. Nu știu care e obraznic în ecuația asta. Mă refer la tine și la statul american. Nu, eu nici nu mă văd obraznic. Adică ca ce chestii să mă văd obraznic în situația asta. Mă întreb, știi? Ținând cont că ei vă găzduiesc acolo, în țara lor, în America. Că nu de buieci v-ați dus din România. Nu. Că dacă era tare bine în România, voi ați fi fost în România. Nu, zic și eu. Dar îs mai multe oportunități, bănuiesc, în America pentru unii dintre voi. Uite, mie nu-mi place în America. Nu mi-ar plăcea niciodată. Am și eu niște motive. Am fost invitat acolo, îs invitat acolo, sunt mereu așteptat acolo de niște persoane, dar nu vreau să merg. Anul ăsta am fost invitat, anul trecut am fost. Pot să mă duc să locuiesc acolo, dar nu vreau, frate. Pot să mă stabilez, dar nu vreau. Dar pentru faptul că nu vreau și pentru faptul că îmi place mai mult Irlanda, că eu aici locuiesc, da? Asta nu înseamnă că mă apuc și mint despre America. Nu înseamnă că mă apuc și mint despre statele de acolo din America, doar pentru simplu fapt că mie nu-mi convine nu știu ce. Nu, nu-mi convine, nu mă duc. Simplu, nu-mi convine, nu mă duc. Dar ce mă obligă cineva să mă duc să mă mut în America? Nu. Mă obligă cineva să stau în Irlanda? Nu. Nu-mi place? Go, mă duc. Numai că voi vă duceți prin Germania, vă plac ajutoarele de la stat, mă refer la penti, nu la toți. Să mă scuză creștinii penticostali care sunt oameni sunteți. Ăia să mă scuză, vă rog frumos să mă scuzați. Marea majoritate însă să duc prin tot felul de țări. Germania, că Germania oferă și Austria ajutoare destul de considerabile și significante familiilor. Da? Și fiecare se duce după cum ginește. Și tot voi, tot voi, vă plângeți că vi se iau copii, că nu știu ce, că nu mai aveți loc până când nici de magazinul de lângă voi, că te-ai strănut odată, să te ferească Dumnezeu. Mă, frate Cristian Popescu, dumneata samen cu unul, Joana Mureșan. Știi cine e Joana Mureșan? Nu? N-o te lăs să cauți, să vezi. Cine e Joana Mureșan? Îți spun numai că locuiește în Irlanda. Așa e și tu ca el. Sunteți niște dictatori cu sindrome de ungare în voi.
Te pune cineva, frate, să stai în America? Nu. Nici pe tine, nici pe nimeni altcineva care numai să plânge și vă plângeți și vă plângeți în continuu. Mai mult de atât am plecat cu amenințări. Amenințările le-am lăsat la sfârșit, că am luat video așa cum a venit. Da, frate? Știi cum ai făcut în video ăsta? Și nici nu vreau să mă mai gândesc în viața asta, știi? Exact, și zic asta fără pic de discriminare, exact cum fac ungurii la noi în România. Mă, omule, te duci la Salină în Turda și îți chioșcuri pe acolo magazine, te duci și vrei să întrebi una alta, nu, unei aia sau aia. Iște, chește, pește, fușchi, pinșchi, nici nu știi ce vorbește el. Îi zic, doamnă, sorry, vorbesc limba română, chește, cușco, pică, degeaba îmi vorbești în ungurești, în maghiara ta, că nu înțeleg, știi? Până la urmă ești în România, știi? Nu. Dau să mă duc prin unele părți ale României, că m-am dus și așa, din când în când, când mă duc în România, că mie nu-mi prea place România, frate, dar totuși, mă gândesc, bă, țara noastră, știi? Cum o să vină ungurii și eu când mă duc și intru în Bistrița Năsău, zic și eu, că încă n-am văzut pe acolo așa, dar nici departe nu-i. În loc să scrie prima dată Bistrița Năsău, scrie Cuștile Mecuchile și după aia Bistrița Năsău. Adică îs foarte multe orașe și localități unde, dacă tu te duci în România, prima dată apare scris în limba maghiară și apoi în română. Te duci la magazin, mă, omule bun, și nu mai vezi că vorbeaște cu tine în maghiară. Te faci în așa fel să te simți încât tu și să vorbești înapoi în limba română, să le explici, te fac să te simți atâta de penibil de zici că ești în țara lor. De zici că eu chiar trebuie să vorbesc maghiară la mine în România. No, cam așa sunteți voi în America. Și cam așa sunt românii care se duc în alte țări. Îi impun niște reguli să impune cu niște atitudini și cu un comportament ce lasă de dorit. Am zis că fac numai de o jumătate de oră video ăsta, nu o să-mi iasă sigur cel puțin 40 de ca asta și eu nu mă pot opri, știi? Nu mă pot opri. Asta. Frate, de care sindrom unguresc suferiți? Adică să spui până într-acolo că și magazinul de lângă voi care a fost înaintea voastră, de cumva tu și ăștia strântă careva, nu mai au ce să stea lângă voi. Mai mult de atâta te deranjează pe Metallica, cică, un centru, știu eu, un shop, un magazin, cum vreți să-i spuneți voi, de cannabis, să fie deschis acolo la nu știu câtă distanță de biserica voastră. Păi dumneata când v-ați deschis biserica acolo, nu v-ați uitat care îi profilul orașului respectiv? Nu v-ați uitat că acolo e un oraș în curs de dezvoltare și deja dezvoltat? Cu o zonă foarte mult industrială, nu v-ați uitat? Magazine, shop-uri, farmacii, nu v-ați uitat, nu? Mitali, unde ai crezut că ați făcut biserica aia undeva pe munți? Eu știu că atunci când îți ridici o clădire, atunci când îți cumperi o proprietate, fie casă, apartament, ce-o fi, te interesezi de zona respectivă. Nu cumperi casa lângă un depozit sau lângă o centrală la nu știu câți kilometri și după ce ți-o cumperi, faci plânge și complain că știi gaze, nu știu ce, miros. Nu, înainte trebuia să te uiți. Pentru că chestia a existat acolo. Zona a existat acolo. Centrala a existat acolo. Dacă nu există, te duci și ceri de la primărie. Care e planul pentru următorii 10 ani în zona respectivă? Și primăria trebuie să-ți eliberează planurile. Adică o să se deschidă shop, o să se deschidă, știu eu ce, bordel, o să se deschidă, știi? Că s-o obligați să spună. Voi ați știut. Voi ați știut că e o zonă foarte industrială acolo. La ce v-ați dus și v-ați făcut biserica acolo? Ca să ce, să fiți iritați până la urmă și de un magazin de lângă voi, care acum vorbim de un magazin normal, că ai zis că să te ferească, să ferească Dumnezeu să strănote. Sau ce ai vrut să zici cu aia? N-am înțeles eu bine? Nu? Ce vă deranjează atât de tare că se deschide magazinul de cannabis? Că știi cum e, cum ai zis și tu, știi? Nu-i ca și cum, dacă nu se deschide acolo aproape de voi, ați eliminat voi ce ați vrut să eliminați. Frate, ce-ți scapă la Mitali și la foarte mulți, numai că poate nici nu vă scapă, vă faceți numai că vă scapă, dar de fapt voi vreți să câștigați autoritate. Voi nu luptați pentru adevăr, nu, nu, nu.
Vouă vă trebuie să manipulați, să hipnotizați creștinii în masă, cât mai mare, și pe urmă să dețineți un control și o autoritate, mai ceva decât Mr. Hitler. Mai ceva. Eu deja vă spun sincer, încep să mă speriu de voi. Deci eu deja încep să mă speriu de voi când vă văd cum valiați în haite și haite de lupi, care mai de care vă puneți în funcții, cu pile, ați ajuns până când să încurajați oamenii să voteze din față de la amvon, să încurajați să protesteze și să bage frica în ceilalți, imediat o să dau play să se audă ce ai spus, ați ajuns să încurajați teroarea de la amvon, ați ajuns să nu mai aveți nici un pic de rușine. Și apoi tot voi vă treziți, după ce o țară vă găzduiește, tot voi vă treziți să fiți agresivi și tot voi vă găsiți să vă plângeți și să jucați pe victimile. Mi se mai întâmplă și mie în Irlanda, pastorii Cristian Ionescu, că eu știi, lucrez ca și consultant financiar și profesional și asta implică tot felul de acțiuni, printre care sunt fel de intermediar între clientul care apelează la mine și instituția din Irlanda sau instituțiile din Irlanda, că trebuie să mă duc la mai multe instituții. Și stau la masă și vorbesc cu clienții români, că marea majoritate sunt români pentru care lucrez, adică cărora le ofer serviciile mele de consultanță financiară și profesională, da? Și la un moment dat, ceea ce le spun nu le convine. Și la care ei adoptă o atitudine, nu știu de unde vine și asta, din lipsă de educație, de rațiune, de logică, de tâmpenie, surplus de tâmpenie, mai bine zis, nu știu de unde vine, frate. Și nu mă aud că mă întreabă, dar ce? Nici nu mă întreabă, spune direct. Păi cum că statul irlandez trebuie să-mi dai, că uite așa, că uite așa, că uite așa. Vine cu o lecție învățată prost, de către alții, știi? E învățat prost sau sunt învățați prost de către alții de prin șantier. Că uite ce o zis ăla. Și apă dacă ăla are niște bani, înseamnă că și știe. Apă dacă ăla e ceva pastor pe la vreo biserică, înseamnă că și știe. Și eu îi spun foarte clar și îi arăt cu dovești și cu legi că nu e așa. Țara asta, Irlanda, nu e obligată să-ți ofere ție ce ceri tu într-un mod abuziv. Nu. Noi tot ce putem să facem e să depunem un dosar, să creăm un dosar și să așteptăm rezultatele. Și să facem așa de bine și de frumos dosarul ăla, să-l pregătim atât de ok, încât să fie un rezultat pozitiv. Dar nu putem obliga. Să nu uităm până la urmă că suntem noi în țara lor, nu ei la noi. Și când vine câte un om la mine, mai trebuie de multe ori să-l educ înainte să-i explic. Să-l învăț că nu e obligat statul să le dai ce pretenții au ei. Nu! Frate Cristian Ionescu, nu e obligat America să joace după regulile voastre. Voi v-ați dus acolo, jucați după ei. Într-adevăr, nu zice nimeni să te lași călcat în picioare. Dar totuși, hai să nu abuzăm. Că tot în video ăsta, să nu abuzăm de bunătatea lor. Și tot în video ăsta, dau play imediat, ai zis că știi, tot cei care s-au pus cu noi în vremea pandemiei, când voi ați funcționat open, nici nu v-au interesat de pandemie, pentru faptul că s-au deschis acolo în dosărele, pe urmă s-au închis, s-au retras, în fine, ai zis foarte bine că au pierdut alegerile după aia și nu știu ce, știi, ca și cum știi ce, frate. Voi că e pandemie, că acum vreau să le arăt oamenilor, să le demonstrez un profil, un profil diabolic al vostru. Nu e neapărat că e vorba de cannabis, cum ai zis tu. Cannabis. Nu. Nu. Pe Mitale te deranjează orice? Adică, dacă la Mitale nu-ți convine, când zic Mitale și clanul ăla din spate, dacă vouă nu vă convine ceva, e gata. E de la satan. Ce v-a fost greu în timpul pandemiei să țineți cont de reguli? Ce v-a fost greu? Scrie în Biblie că să-i dați cezarului ceea cezarului. Păi dacă voi trebuie să vă supuneți statului, că totuși a fost vorba de o situație de sănătate. Nu e ca și cum statul a zis, bagă drogul ăsta în tine, tu nu l-ai băgat, e gata. Nu. Nu a fost ca și cum statul ți-a spus să te duci între relații sexuale cu o prostituată și tu, vai de mine, te-ai opus. Nu a fost de așa natură. A fost foarte simplu. Nu vă adunați mai mult de nu știu câți membri. Îs foarte curioasă și eu câte biserici creștine, indiferent ortodoxe, pentecostale, lista continuă, îs curioasă câte biserici au zis fraților. Dacă așa ni s-a spus, noi trebuie să ascultăm, că până la urmă, Domnul ne ascultă și de acasă. Până la urmă, Dumnezeu ne-a lăsat locuință, avem unde să stăm. Și Dumnezeu nu-i absent de acolo. Câți?
Un singur predicator am auzit să spun asta. Un singur predicator în mediul online. Nu mai știu cum îl cheamă, numai numele de familie. Dar știu că îl cheamă Oniga. Un băiat a pastorului Victor Oniga din Bistrița. Și băiatul ăsta care a spus așa, dacă nu greșesc, el cred că predică și ceva pe acolo printr-o funcție la o biserică din Cluj. Biserica unde e pastor Chelebuț ăsta, Nechifor. No, predicatorul respectiv, Oniga, a fost singurul pe care eu l-am auzit să spună, trebuie să ascultăm. Bravo, frate predicator, dacă mă auzi pe undeva de pe acolo, te felicit pentru asta. În afară de el, n-am mai auzit pe nimeni. Toți ați instigat la abatere. Toți că nu știu ce. Și tot voi sunteți proud of yourself că ce ați reușit să faceți. Nu e așa, frate? Dar lăs bucata asta un pic mai încolo, la următoarele minute. Nu e așa. Ție nu că nu-ți convine shop-ul ăsta de cannabis. Vouă nu vă convine nimic. Voi vreți să implementați legile voastre. Atitudinea voastră. Cine sunteți voi, pastore Cristian? Cine sunteți voi? De cine sunteți conduși? Mă întreb și eu, știi? De cine sunteți conduși? De ăla. În cazul în care există ăla și ăla, voi sunteți de ăla. Vă trebuie autoritate. Instigați la ilegalități, că e o ilegalitate, nu zic și eu. Păi dacă ți se spune să stai în casă, dacă ți se spune că trebuie să păstrezi o distanță, că încercau și ei să găsească modalități cum să nu se răspândească boala respectivă, COVID-ul, voi de ce v-ați crezut mai brej ca niște cai? Poși, 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 poșilor care sunt, poși, poși, de? De ce vă credeți așa și nu ascultați? Voi sunteți într-o continuă neascultare. Voi numai și numai instigați la ilegalități. Eu așa le văd și așa le percep. Deci pe mitalie și pe voi vă deranjează orice ce nu vă convine. Nu că la nu știu cât e miles să deschide un ăsta de cannabis și că vă place când ieșiți din biserică să vedeți, nu știați că zona respectivă e o zonă industrială, nu știați? Nu? Sau ce ați crezut că vă deschideți voi biserică și radeți tot de pe fața pământului? Cereți, mă, de la Dumnezeu să vină un potop? Cereți să vină foc din cer? Cum a fost peste Sodoma și Gomora, să nimicească tot și să rămâneți voi neprihăniți? Că și Lot s-o crezut neprihănit? Și ce-a făcut după ce s-a distrus Sodoma și Gomora? Păcatul pe el! Ai tu pe ăsta, frate, să te crezi atât de neprihănit față de toți ceilalți din afara bisericii? Ai tupeu, dacă ai tupeu, rogă-l pe Dumnezeu în care mitalii zici că crezi să coboare foc și pucioasă din cer și să-i salveze numai pe neprihăniți. Și după ce Dumnezeu trimite focul ăla din cer, să vezi, îți rămâne biserica în picioare cu tine acolo sau nu. Ai tupeu să ceri asta? Te crezi neprihănit? Și te faci tu că încurajezi oamenii să voteze, că știți că dacă votați, nu mai rămâne chestia asta în picioare. De zici că cine are de să drogați, să drogează, își cumpără cannabis numai de acolo. Are așa să fie? Frate, mâncarea care o mănânci, știi câte droguri sunt mâncarea pe care o mănânci? Știi cât îți de procesate și de modificate genetic alimentele pe care noi le consumăm? Știi, frate? Degeaba zici, Mitalică, știi să nu se deschidă că aproape tot ce consumăm, 99,9% tot e procesat. Că populația a crescut, cerințele sunt mari, noi nu mai avem răbdare să așteptăm după hrană, ei trebuie să modifice genetica să crească rapid, să hrănească mulțimea și omenirea și uite așa, frate, droguri există în orice, până când și în cafeiul meu, și mi-am făcut acasă, până când și în apa pe care o bem, aproape în tot. Deci nu te dam Italii mare poși, știi ce zic? Când de fapt voi vreți manipulare și putere, influență vreți voi. Asta vreți, nici cu COVID-ul n-ați ascultat, că ați ajuns în ziar. Dacă vă scrie cineva numele pe Google, voi ați apărut pe Google în ziar. Că n-ați ascultat de autoritățile americane în perioada COVID-ului. Dar de ce să ascultați? Că până la urmă, voi sunteți faraoni, mă, voi sunteți Nebucadnețari. Voi sunteți Belșațar, pentru ce Dumnezeu să ascultați? Voi predicați despre ascultare și vouă vă lipsește ascultare.
Măcar dacă v-ar fi supus, la cine știi ce fapte josnice? Nu zice nimeni să stai, să te calci în picioare, să avem, pardon, că până la urmă avem și noi drepturile noastre ca oameni. Dar acolo a fost vorba de niște restricții. Te întreb, pastore Cristian Ionescu, nu v-ar fi ascultat Dumnezeu rugăciunile în perioada pandemiei dacă v-ați fi rugat acasă? Nu? Oare Dumnezeu își activează urechile numai în biserică? Zic și eu, numai în biserică își le activează urechile. Că să votați pe cei din, pe unul din cei patru, că ei ne-au promis că acest lucru, ca și cum cannabisul ăla, șopul ăla, vai de mine mare brânză. Așa zic și de Donald Trump când o candidat. Nu e așa? De Donald Duca vostru. Că el atunci promite că așa se face la alegeri, știi? Fiecare promite cu ce vrea să atragă. Dacă mă votați pe mine, o să fiu împotriva grupului LGBT și s-o ținut de cuvânt. Ce-a făcut dezastru? Că vă v-a convenit, că v-a zis ăsta, eu mă lui Dumnezeu, mă. Mă, Donald Trump ăsta, eu mă lui Dumnezeu, că el nu e de acord cu LGBT-ul. No, acum, domnule pastor Cristian Ionescu, spune-mi, te rog frumos, oare nu știi pentru ce îi anchetat acum, actual, în momentul în care eu mă registrez, pe data de 12 aprilie anul 2023? Știi pentru ce îi anchetat și audia Donald Trump ăsta vostru? Normal că acum nu mai e președinte. Dar știi pentru ce îi anchetat? Pentru faptele pe care le-a comis în perioada președinției lui. Și unele dintre faptele astea se numește, știi cum? Prostituție. Căci că nu știu câți bani, dar mulți bani, mulți bani, cum sunteți voi învățați cu zero ori prin America, au fost folosiți de către el, de către președintele pe care voi atâta l-ați mai votat, că vai că el e împotriva LGBT. Când colo el banii îi lua și cheltuia cu prostituate. Foarte frumos. Foarte frumos. Mare brânză ați rezolvat. Așa spuneți și acum, știi? Dacă votați pe unul din cei patru, nu mai rămâne ca și cum n-are cum să știi că se schimbă, adică l-ați ales pe unul de-a nostru, noi facem ce vrem, nu mai lăsăm magazinul acolo, dar pe urmă să vedeți ce urmează, dar noi nu vă spunem că suntem deștepți. Așa a făcut și Donald Trump. Exact așa a făcut și ăla. S-a făcut codat în LGBT, ca să atragă creștinii, el când colo se destrăbăla cu prostituate, dar voi nu știți, știi? Voi nu știți. Stați că trebuie să mă aduc încărcătorul, că așa se bagă satana când fac un video. Așa se bagă satana. Uite așa video meu, care am zis că e de o jumătate de oră. Uite așa video meu, uite de 3 ore imediat. Uite așa, că apucă harul pe naume. Asta e viața, când mă apucă harul. Păi cum să nu mă apuce când vă văd ce mințiți? Cum să nu mă apuce? Hai și tu încă o dată. Da, e așa. Că îmi continui o slujbă. Mă iau toate durerile, dar nu-i nimic. Nu-i nimic, că m-am săturat, văd de voi. M-am săturat când vă văd. M-am săturat, stai să văd, cât e, 38. Ce e că ăsta de oră îl fac tătă ziua? Asta e. Eu am crezut că îl fac de o jumătate de oră, dar nu poți, mă, nu poți, că... Atâtea îți vin în cap, atâtea îți vin în cap când te gândești oamenii ăștia cum vreți voi să insinuați una, vreți să pară că e alta, vezi că nu știu ce și voi, când colo aveți o gândire atâta de manipulatoare și de murdară, încât nu pot explica. Nu e așa că așa s-a făcut pastorii Cristian Ionescu sau ce mai ești tu pe acolo? Hai că-l votăm pe Donald, hai că nu știu ce, și acum e anchetat așa, nu știu câte capete de acuzare, ci că vreo 30 și nu știu cât are deschisă, printre care prostituție. Foarte frumos, omul lui Dumnezeu, mă. Da, mă, omul lui Dumnezeu, că el a fost împotriva... Ăștia patru pe care eu vă spun și vă rog frumos să țineți cont de ei, na, ăștia patru, dacă voi votați pe unul din ei, o să se rezolve treaba, că după aia știm noi ce avem de făcut. Nu-i așa, frate? Vă place cu alegeri, vă place cu aia, vă întreb și te mai întreb o dată. De ce sindrom de hunguri suferi? Numai ei mai au tupeu să mai vină la noi România și dă-i să scrie localitățile și orașele în limba lor prima dată și apoi în limba noastră, deși sunt România. Te duci la magazin, nu mai poți să ceri în limba română, că suntem hunguri, facem ce vrem. România, du-te bă de aici, du-te bă.
Așa faceți voi prin America. Așa faceți voi prin Germania. Așa vă o să facă mulți pe aici. Și în Irlanda. Mister, și în Irlanda. Să plâng creștinii pe la învoanie, că știi? Creștinii sprigoniți când de fapt în Irlanda la universități sunt locuri special amenajate pentru cei creștini care vor să ducă să se roage. Pe când în Irlanda, la pe disperază din nu știu câți kilometri, foarte puțini, nu știu câte biserici penticostale. Îs și catolici și ortodoxi, sunt atâtea. Și tăti ei zic că știi? Păi dacă în Irlanda n-ai, nu-ți dă nimeni dreptul să fii creștin, a, păi eu mă duc și mă arunc de la subteran. Dacă nici în Irlanda, în țara asta în care au făcut toată lumea ce-o vrut și încă face. Și chiar și așa, oamenii se plâng și mint că Irlanda nu-i bună, că nu știu ce. Ce mai căutați mă în Irlanda? Ce mai căutați mă în America dacă nu vă convine? Ce căutați mă prin Germania și Austria? S-a acuzat statul că vă ia copii. Oare voi aveți grijă de copii cum trebuie? Zic și eu. Probabil că mai sunt și situații în care statul își bate joc, dar hai să nu exagerăm și să punem orice problemă creată de noi pe spatele lor, ca și cum ei îți devin. Să-ți fie rușine, pastore, că instigi la ură. Hai că mai dau play. Sigur am mai vrut să zic ceva de pe acolo, numai că ai zis tare multe și m-am lungit și eu mult cu video. Hai dați să auziți ce am mai spus în ultimele minute. Stați-mă un pic așa că aici ce au zis n-are rost. Aici instigă direct la ură. Ascultați un pic aici, stați așa. Să salveze niște familii scumpe. Și asta trebuie să facem și noi aici, să băgăm groaza, că dacă se întâmplă Niles treaba asta, că pierd ăștia alegerile, știu că nu se joacă cu românii. Și o să tremure și aia din Skokie și aia din Morton Grove și toți. Este un stand pe care trebuie să-l luăm aici în comunitatea noastră. Uite, vedeți? Ne-am luat cu ei de brăcinari, când a fost pandemia, și doamna, domnul, ce-o fi, nu mai contează, a pierdut alegerile. Slavă Domnului! Cum să nu? Ce prostie! Și ăștia care au votat pentru dispensarul ăsta aproape de biserică, și ăștia trebuie să piardă, să fie spulera, scoși afară. Afară. Afară tu, mă. Să vină unii care, până la proba contrară, măcar ne promit. Pe urmă, dacă nu se ține de promisiune, dă-i și pe ăștia afară. Exact. Comunitatea română are o mare putere dacă se unește. Pentru că majoritatea oamenilor nu votează. Dacă noi ne unim și votăm, câștigăm. Deci, ați văzut ce atitudine au adoptat? O atitudine de, știți cum mai zic bătrânii. Mai zic bătrânii așa către noi, când e mai văd cu câte o freză sau ceva. Mai zic, mă, ce golan ai făcut. Sau bagabond. Nu ia de aici, frate. Ia de aici că n-ai servicii. Voi ați auzit, oameni buni? El cumva, nu că cumva, el asta și-a dorit. Să influențeze oamenii, să voteze măcar pe, adică nu că măcar, pe unul dintre cei patru candidați. Ai lor. Ai lor. Că vezi, Doamne, să nu se deschidă magazinul ăla de cannabis pe lângă ei. Ce mă mai nervează și telefonile astea că numai acum sună. Deci mă nervează de nu mai pot. Că știu ce omul ăsta ce poate să zică. Când văd că îmi sună și mie telefonele, oameni bun, v-am zis, dacă vă închid, când vă închid eu, înseamnă că nu pot vorbi. Mai lăsați-mă în pași că vă sun eu înapoi. Nu mă tăsunați atât, că deja mă nervează. Mă iau și pe mine duhurile. Vezi, frate, de la tine vin duhuri de la mine, că mă nervez și eu. De la tine vin și mie duhurile. Ce vreau să observați aici, e istoricul lor comportamental. Adică, el nu-i neapărat enervat sau deranjat pentru faptul că, vezi, Doamne, la nu știu câți metri să deschide shop-ul de cannabis. Ați auzit destul de clar cum o zis și foarte ironic și pă, știi? Că pe vremea pandemiei, doamna sau domnul care s-a pus cu noi, a pierdut alegerile acum. Adică exact după aia, știi? Și foarte bine că l-au pierdut. Și aceștia care sunt aleși, dacă nu fac cum ne-au promis, să iasă și ei, să piardă și ei și să vină alții. Voi aveți sindromul ăsta de executanți în voi. Indiferent despre ce ar fi vorba, voi vreți să executați. De COVID în asta nu cont. Aici acum vă faceți că veniți cu speculații, că ce, că vreți să vă vedeți copilul sau vreți să vedeți când ieșiți din magazin, că e fix ăla. Dar păi tu ca pastor sau voi ca pastor, n-ați știut în ce zonă vă deschideți biserica, mă?
Voi ați crezut că vă descrieți pe muntele Athos? Și acum vă faceți că nu vă mai convine? Păi normal că nu vă mai convine, că vă cresc cu pretențiile, mă. Că așa e și în Irlanda și cine știe, cred că prin toate țările, mă. Și români, știi? Vin la alți români în chirie. Mulți îți dezastru, că își bajoc și cer o chirie nesâmțită de la conațional, tot de la românii noștri. Însă mai știu și eu român care-s cu bunul simț. Și zice, uite, ai camera asta, atâta te costă și ai următoarele facilități. Și după vreo 2-3 luni, românul pe care tu l-ai găzduit, tot românul ăla vine și joacă cu pretenții. Nu mai ține cont de nimic. Nu mai ține cont că tu ai avut niște rugăminți. El le-a știut când a venit. Și a zis că ok, ok. După aia prinde tupeu, îți vorbește murdar, se comporta iurea. Adoptă o atitudine de gozer. Și nu le mai pasă că ce, am drepturi? Normal că ai drepturi, dar ești în casa mea. Am și eu niște rugăminți, te rog frumos, nu intra încălțat pe mochetă. Că tu nu plătești, tu stai în chirie, te duci și gata. Dar eu mă ocup de mochetă și trebuie să o întrețin, de unde bani? Că dacă îți cer bani, nu dai așa, că nu dai. Te rog frumos, nu trânte aspiratorul. După 2-3 luni ți-a luat lumea în cap, trânți aspiratorul. Dacă vii și îți cer bani, hai să punem toți bani că s-a stricat aspiratorul. Păi ce? La ce să dau bani? Că mie nu-mi trebuie aspirator. N-aveți decât să vă luați voi. Că eu imediat mă mut de aici. Și le crește o brăsnicie. Exact cum faceți voi. Când v-ați dus în America, ați știut situația. Dacă n-ați știut, ați învățat-o pe parcurs. Dacă nu vă conveni să nu v-ați acomodat, trebuia să plecați de acolo. Într-o urgență, știi cum? Cu 500 de kilometri la oră. După aia, când v-ați deschis biserica acolo, ați știut în ce zonă să află biserica. Ați știut pe ce teritoriu. V-ați făcut că sunteți de acord, că ce ați zis? Lasă că mai trece un pic de timp, mai trec câțiva ani și ne impunem, că după aia, știi ce? Suntem mari barosani, avem atitudine, putem să manipulăm, ne crește influența și facem ce vrem. De ce? Că semănăm cu ungurii. Venim în România și distrugem România. De ce? Că ne permitem, că suntem unguri. Exact așa faceți voi. Faceți de râs România. Că mi-e mișu rușine când mă mai duc pe undeva, pe aici, prin Irlanda, când mă întreabă cineva, where are you from, Naomi? Că eu încerc să vorbesc bine engleză, dar accentul asta e viața, știi? Și zic că România. Dar câteodată ta mi-e rușine că îmi vine să zic că-s de pe altă planetă, îmi vine să zic că-s de pe Marte. Numai că nu. După aia zic ăștia că sunt extraterestru, știi? Dacă mă duc la doctor și zic că zic pe Marte, oh my God, știi ce zic? Ați ajuns în ultimul hal. Frate, de ce instigi la ură? De ce manipulezi? Pentru ce vă trebuie influență? De ce v-a fost greu să vă supuneți autorităților pe vremea pandemiei? De ce vreți acum să vă bucurați de, știu eu, nici nu pot să zic de fel, doar că nu a avut succes persoana respectivă care o candidat din nou, de ce aveți voi bucuria și ironia asta cu pierdut alegerile și crezi tu, frate, că datorită, nu știu, unui semn divin, ei au pierdut alegerile pentru că voi, știi, ați fost acuzați pe nedrept, și pe bună dreptate ați fost acuzați că v-ați închinat atunci când n-o trebuit, mă refer nu când n-o trebuit, unde n-o trebuit, nu numai vouă nu vi s-o dat dreptul, la mai mulți. Și în Irlanda ziceau ăștia să facem proteste, nu să închidă bisericile, când de fapt erau închise sălile de sport, tot. Încă la sala de sport mi-am tot luat bani. Mi-am tot luat bani cu tot că sala era închisă, că zicea că e membership Naomi. La biserică nu avea de plătit nimic. Și totuși aveau voie să se ducă, că până la urmă s-au dat excepții. Noi nu avem voie la sala de sport. Dar ei atâta mințeau publicul și atâta făceau o propagandă și nășteau o dezbatere mincinoasă, că ziceau că noi suntem creștini, nu avem cum să nu mergem la biserică, de zici că în Biblie Dumnezeu specifică că numai și numai în biserică e ascultată rugăciune. V-am spus în alte video și mă repet, sunt atâtea exemple pe care le puteți folosi din Biblie. Elie, Ana, oameni care s-au rugat singuri în templu sau acasă, sau în pustiu, sau afară, sau pe mare, sau în burtă la balenie. Înțelegeți voi, nu trebuie neapărat în biserică. Nu trebuie neapărat să te revolți împotriva autorităților atunci când nu-i nevoie. Când îi nevoie, vă urez succes. Dar când nu-i nevoie, de ce vreți să manipulați? De ce vreți să luați Biblia asta lui Dumnezeu, care ziceți voi, că sunteți creștini, și să faceți nea mingi de biliard? Și când vă faceți că găsesc câte o scuză pentru COVID, o minge de biliard? Când vă faceți că scoateți altă minge de biliard pentru altceva? De ce? Te întreb și eu, frate pastor Cristian Enescu, dacă vreodată, Doamne, fer,
ajunge cineva drațâie să se afle într-o situație foarte critică de sănătate. Nu ți-aș dori asta și nu-ți doresc, doar te întreb. Și cumva trebuie să-i se administreze cannabis sau morfină sub o formă lichidă, aflată într-un medicament. Ce faci? Ce faci? Refuz? Refuz, te întreb și eu. Că uite, mie mi s-a administrat morfină de câteva ori. Și morfina pentru voi e considerată păcat. Sau vrei să zici că nu e considerată păcat? A încurajat la protest, frate. E normal să încurajezi la protest într-un moment în care nu trebuie încurajată acțiunea asta? E ok să spui de la învânt foarte ironic că au pierdut alegerile și să le piardă oricum și ăștia lați dacă nu țin cont de noi? E ok să dorești răui cuiva? Că atunci când tu îți trimiți CV-ul la un job, indiferent că e de primar, ministru, ce-o fi, îți aplici de un job. Păi dacă eu mă aplic de un job și își mai aplic încă 100 și pe mine nu m-au ales, ce trebuie să fac? Să mă nervez pe ei că că o câștigat ei sau unul din ei? Și să mă apuc să mint la adresa lor? Doar pentru că nu mi-au convenit mie că n-am fost eu selectată? Drept urmare, obiectivele și principiile mele sau știu eu ce, s-o duc și ele pe apa sâmbetii, că nu, dacă numai Naomi aleasă, ce să facem votată, nu? Cum poți să te bucuri din cazul altuia? Că dacă cineva nu e și primar, s-o năcăjă și el, nu? Că totuși are familie, persoana respectivă, bla, bla, bla. Cum poți să te bucuri să mai și linzăști din fața amvonului și să vii cu atitudine din aia de să mă scuz? Sindrome de hungur. Cum, frate? Ți-aș pune mai multe, dar trebuie să mă cenzurez, că sunt pe YouTube, știi ce zic? Sunt pe YouTube, frate. Și uite așa am ajuns din nou să fac video de aproape oră. Uite așa mi-am stors toate puterile. Din cauza ta, frate, și pentru faptul că mi s-a părut atât de deplasată intervenția mitale, te iau în vizor, frate. Pe mine nu mă interesează cine ești și ce funcție ai. Chiar nu mă interesează. N-aveți decât să-mi deschideți procese prin curte, că aveți pile cu avocați, aveți pile cu judecători, normal că aveți pile. Că la ce nucleu de mafioți v-ați făcut, normal că aveți pile. Dar nu uita, frate, că nu toți avocații de pe pământul ăsta îs pe o mână cu voi. Și Naomi Mureșan, eu pot să scot bani și să plătesc un avocat. Dar nu să-l plătesc să manipuleze. Să plătesc să mă apere de minciunile voastre. Deci în cazul în care credeți că voi aveți mai mulți bani decât mine, vă informez că nici eu nu sunt lipsită de finanță. Că într-adevăr voi vă uniți mai mulți. Dar stai liniștit, frate, că și eu am de unde să fac rost. În cazul în care o să ajungem în instanță, că mă acuzați voi de nu știu ce minciuni de ale voastre, că mai nu vă place instanța, mai nu vă place să născociți minciuni, să instigați la ură, să ațățați autoritățile și tot voi să spuneți că ați fost prigoniți, când de fapt ați trăit în neascultare față de autorități. De ce? Că pe fruntea voastră scrie sindromul Hungariei. Asta scrie. Mi-ar fi și rușine să adopt atitudinea voastră în fața autorităților irlandeze. Eu întotdeauna, dacă am avut, i-am cerut un drept mie sau dacă am avut, i-am cerut un drept sau mai multe drepturi pentru clienții mei, știi cum am făcut-o, frate? Cu profesionalism și cu modestie. Asta e cheia. Cu profesionalism și cu modestie. Da? Pentru că tu când ești modest, ești recunoscător. Când ești profesional, nu mai ai nevoie să apelezi la tertipuri n-astea cum faceți voi, la violență chiar. Dumneata, la amvonul respectiv, la momentul respectiv, când ai fost filmat filmarea asta, dumneata te-ai aflat în deplină agresiune verbală. Și așa faceți și în predicile voastre și de asta se află multe familii în situațiile în care se află de violență domestică, pentru că vă ascultă pe voi. Oameni influenți care sunteți pe subiectul dezinformare. Vă pricepeți de minune. Numai nu uitați că mai sunt oameni pe care nu-i puteți influența și nu-i puteți manipula. Printre ei mă aflu și eu și avocații la care o să apelez dacă mă văd nevoită, în cazul în care cine știe cu ce porcării vă ocupați voi, nu? Că se pare că te râzi de la amvon, ești ironic, că i-au pierdut, că ce, că s-o lua de noi? Păi noi dacă ne unim, băgăm spaima și groaza în ei. Bravo! Bravo!
Asta îți cere și Dumnezeu, frate, ca și creștin, să lupți cu groază, cu mânie. Asta îți cere și Dumnezeu. Bravo! Bravo! Asta înseamnă să pretinzi că ești creștin, să te ascunzi după Biblie, să faci chiar Biblia de râs, dacă voi credeți în ea, eu nu cred, și eu nu o folosesc drept reper, dar asta înseamnă să-ți bagi joc de un lucru. Măcar dă-i pace, măcar ia-ți mâna de pe Biblie, ia-ți mâinile de pe amvon și du-te de acolo. Du-te de acolo. Lasă oamenii liberi, dar nu. Tu trebuie să te întâlnești cu Nelu Filip, mai cu nu știu care, cu oamenii influenți, să puneți la cale tot felul de contracte. Numai voi știți de ce reumă, de maghiari, suferiți când semnați pe acolo și ce semnați. Voi toate astea le faceți pe ascuns, dar nu uitați că la fel cum s-o afla despre Donald Trump, când o plătit prostituata respectivă și ce-o mai făcut el, în ascuns, tot așa o să aflăm și de voi ce faceți. Că o să vă vină vremea. Te salut cu un salut foarte familiar celor care mă urmăresc pe mine. Știi cu ce te salut, frate Cristian Enescu, până data viitoare? Că am văzut un video în care a zis că Pepsi e păcat. Miram aș când Pepsi ar fi păcat. Că nu-i sănătos pentru trup, dacă îl consumi în exces, da, dacă e păcat. Până data viitoare, când o să te critic și o să te critic foarte aspru, pentru că ești obrăznicuț. I-ai făcut pe ăștia alți obraznici, dar nu știu care e obraznic dintre voi. Până data viitoare te salut așa, cu numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și amunai decât, frate, ia-ți tensiunea, sună-ți avocață, influențați-vă unul pe altul și vedeți ce rău puteți face. Că știu unde mă doare, nici unde. Nu toată lumea la picioarele voastre. Nici eu și nici celelalte părți din categoria guvernamentală sau autoritățile de la poliție sau de avocatură, nici celelalte părți, nu toate la îndemâna voastră. Nu toți pentru voi, nu? Mai ești oameni care luptă pentru un adevăr, simplu și uman, cum îs eu, și cei care o să îmi sară în ajutor în cazul în care apelați la tot felul de gunoaie. Da, frate, că văd că îți place să râzi, să instigi, să-i ferească Dumnezeu, să te ferească Dumnezeu, Cristiane, să te ferească Dumnezeu. La revedere!